dragilor, și bine ați revenit la Timișoara Film Society Podcast! Am ajuns la episodul cu numărul 13 și pentru că acesta este numărul meu norocos, sper să fie un episod foarte bun. În primul rând vreau să-l prezint pe invitatul nostru, Costa Tovarnischi, sper că pronunț bine numele tău. Da, e bine. Actor de teatru și film și profesor. M-am documentat bine? Da. Până aici e bine. Vreau să invit pe cei care se uită la noi să intre pe tfs.ro/filme. Acolo găsesc cele trei lungmetraje produse de către noi, Pisica Verde, Înșoaptă, Asimptomatic. Iar pe canalul lui Florin Rogojinaru suntem în lucru cu scurtmetrajele, a apărut cel de-al treilea, Puțin desperiat. Eu zic un horror, pentru mine care deja am vorbit cu Florin de filmele horror, nu mă sperie, dar pentru privitor sunt sigură că da. Se numește Cadoul și sper să vă uitați la acest film. Mie îmi place să întreb pe cei care se afișează în fața publicului, cum o faci tu, asta faci zilnic. Ce ai vrea tu să știe publicul despre tine? Pentru că atunci când fac, eu de exemplu am făcut un research, apare ceva pe IMDb, pe Cinemagia, pe alte site-uri, dar ce ai vrea tu să se știe despre tine, profesional vorbind? Păi, ce am zis? Da, fac meseria de actor de aproape 30 de ani, am și diploma de regie, mai fac în paralel câteodată și spectacole sau anumite proiecte în care fac parte de regie. Da, despre mine. După mulți ani de meserie, să zic, apar anumite dezvoltări, anumite, să zic așa, ramificări ale meseriei și în mare parte, da, de mic mi-a plăcut să fac această zonă de corporalitate, mișcare scenică sau expresie corporală, lucrez foarte mult în zona asta. Altă parte este aceea care am făcut-o și în Canada și parțial fac și în România, este actorie de film, care sunt anumite, cumva, e o altă latură a actoriei. Totuși, baza rămâne teatru. Baza rămâne teatru. Da, da. Cumva, adică pentru un actor, baza e foarte important și să fie acolo în scenă, pentru că ce se întâmplă atunci live, în momentul ăla în scenă, e foarte greu de reprodus, la fața camerei e altă modalitate de lucru, să zic. Ce-aș mai putea să spun? Nu știu, mai întreabă. Uite, eu sunt foarte curioasă să știu, să ne întoarcem puțin în copilăria ta și aș vrea să te gândești ce însemna atunci actoria pentru tine. Ai ca proiect de viitor? Sau nu o vedeai deloc? Sau cum a început această poveste? Eu sunt născut la Cernăuți, Bucovina de Nord, acum Ucraina, fost la Uniunea Sovietică, de părinți români, origine română, de fapt numele de origine poloneză. Dar de mic am simțit atracția. Îmi plăcea această, să fii în fața, să faci ceva, să râdă lumea. Și acolo au apărut în primul rând în școală primele activități care erau în școală, îmi plăcea tot timpul să am ocazia să apar în fața colegilor sau pe scenă, la orice fel, să am un moment. Ele au început de la sărbătorile, de la tradițiile, că sunt foarte bine conservate tradițiile de iarnă, sunt piesele de Crăciun care se făceau sau când îmblam cu mascații în perioada lui Sfântul Vasile, la noi pe tradiție. Da, ca la Sfântul da. Și atunci era această atracție de deghizare. Când îți puneai masca, erai cineva și zona aia în Bucovina de Nord e într-adevăr o ferie, o sărbătoare. Când intră mascații în casă, poți să urce pe masă, pe cuptor, să bagi sub pat, te trezești din pat, te trag de picioare, deci totul e permis cumva. Se pierd acele obiceiuri sociale de a te comporta civilizat. Da. Și aia era o atracție așa, și după aceea era încă piesele alea de Crăciun când te deghizai și eram mai mic și ascultam pe cei mai mari, mă furișam să văd ce fac. De acolo am avut acest sâmbure de cumva atracția, de jocul
actoricesc, de a fi pe scenă, de a fi în fața publicului. Doar că, din păcate, nu aveam pe nimeni în zonă sau să mă ghidez în zona asta. Nu aveam un cerc de teatru, nu aveam unde să... Și toate erau așa puțin naiv percepute de vârsta aia. Le preluam așa de ce vedeam și prin intermediul televiziunii sovietice pe timpul ăla, erau niște clowni, o trupă de clowni de la Moscova care făcea un fel de serial cu clowni. Ok. Aia a fost primul impact când am început să-mi dau seama de anumite chestii, mă uitam la ei și după aia furam și repetam acasă tot felul de mișcări, de mimă, de clown. Zic, profesorii mei erau undeva departe, prin intermediul televiziunii și așa am știut această atracție că vreau să ajung în zona asta de... actorie, de scenă. Și când am împlinit vârsta, deja terminam școală, eram un pic derutat, că nu știam unde să merg. Puteam să merg la Kiev, pe timpul ăla încă era Uniunea Sovietică, și unica parte era Chișinău, Republica Moldova, pentru că era limba română, mă rog, pe timpurile alea moldovenească. Da. Și așa a venit o trupă din Chișinău care adunau costume naționale în teatru folcloric și am fost luat de ei ca și copil de trupă. Copil de trupă care am ajuns la Chișinău, după aia am intrat la facultate și 8 ani am stat acolo, în Republica Moldova. Prima mea, să zic așa, începuturile mele au de acolo. De acolo. Din ce îmi spui, e o linie foarte dreaptă. Ai știut de mic că asta vrei să urmezi și ai continuat drumul. Eu am citit pe internet despre o dublă naționalitate a ta, canadiană și română, și acum din ce îmi spui, nu regăsesc Canada și aș vrea Canada să o regăsesc. A venit mai târziu, eu partea mea sunt călător, într-adevăr. Eu odată la tot 10 ani mi-am mutat țara. Așa, nu știu, n-a fost o chestie gândită, o necesitate, o nevoie am simțit. O nevoie. Pentru că am plecat din Ucraina, am stat în Moldova și la un moment am simțit că eram curios să văd alte spații. Am venit la Timișoara, am făcut la Student Fest, într-un festival când eram încă student la Chișinău. Mi-a plăcut foarte mult orașul, Timișoara. Și am căutat după aceea așa o legătură să văd și am venit odată la Timișoara și am mers la teatru și am zis că aș vrea să dau o audiție și am avut șansa să dau o audiție. Am intrat și am fost aici actor la teatru. După o perioadă stând la Timișoara 8 ani, tot așa, am simțit că cumva am nevoie de altceva. De un aer nou. Așa, și am mai lucrat în Ungaria, am mai predat și am lucrat un spectacol la Viena și am simțit nevoia asta de a vedea altă lume. Și în momentul ăla să pleci undeva legal, erau câteva țări pe glob, să zic așa. Canada, care puteai să ai un sistem de migrație, Australia sau Noua Zeelandă. Doar acestea? Da, pentru că nu era comunitatea europeană și în orice țară mergeai, dar nu erai cumva... ilegal, să zic, sau... Da. Și așa am decis să emigrez eu în Canada, să văd ce se întâmplă și în 11 ani am stat în Canada. Profesând tot actorie? Da. 4 ani am stat în Montreal și 7 ani am stat în Toronto. Partea francofonă și partea anglofonă, că provincia Quebec este... Da. M-a atras iarăși foarte mult, a fost, cum recunoscută companie, Cirque du Soleil, care acolo și eram nebunit să văd spectacole lor. Mai era o școală de mime foarte renumită, L'École de Mime din Montreal. Alea au fost cumva punctele care am zis că s-ar putea profesional să ajungă acolo. Și așa am început. La început, ca orice emigrație, îți ia timp, greu, e ani de adaptare, dar după un moment dat începi să-ți pui bazele, să-ți crești rădăcinile, de-aia zic. Eu am niște rădăcini mai scurte, cum mă mut ușor într-o parte în altă, dar o adaptabilitate foarte sporită, adică mă adaptez rapid în orice. Și pe partea de studii ai rămas cu cele de la Chișinău sau...? Am mai făcut în Canada, de exemplu, este acest obicei a fi freelancer sau liber profesionist. Orice artist este așa, la noi mai este cu actorul angajat, de păcate în alte țări nu există și fiind în acea concurență, tot timpul trebuie să faci tot felul de cursuri, deci sunt masterclass-uri, ateliere, foarte multe am făcut, care sunt pe scurt durată mai scurtă, dar non-stop și actorul canadian era învățat, odată la câteva săptămâni se face un atelier, tot timpul să fii, să-ți asculti instrumentele, să fii la...
cu toate ce se întâmplă atunci. Și inclusiv de lucru în fața camerei, cum te prezinți într-o audiție la casting, atelier de mișcare, de vorbire, de reducerea accentului. Deci non-stop ești într-un... Am început un master la Toronto, care nu l-am terminat. Am mai făcut un an de conservator la Montreal de fonetică franceză, ca să wow. Da. În limba? În limba franceză. În limba franceză. Da, 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 da. Primii ani au fost în mare parte, să zic așa, în partea francofonă. După care, întorcându-mă la Timișoara, acum în 15 decembrie mi-am dat doctoratul. Am doctoratul aici la UVT. De 2-3 săptămâni mi-am luat diploma. Deci trebuie să vin cu stetoscopul. Da, 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 da. Apropo că ai spus de franceză, am citit așa, că știi, pe lângă română, engleză, franceză, rusă și ucraineană. Da. Nu știu, un peu, si tu veux, en français, on commence en français, on continue en français. If not, we can switch in English. English or Romanian. We can go, okay. Если ты хочешь, можем еще на русском говорить. Глумесc. Da, deci le vorbesc destul de bine. Rusa fiind cumva limba copilăriei, care la un moment dat era ca și limba română, limba maternă. Cu timpul nevorbindu-i, într-adevăr, îmi dau seama că pierzi vocabularul. Engleza, franceza, normal, cam un accent în el, dar sunt destul de cursive. Limbi care am lucrat și am mai făcut și foarte mult în paralel ore de pronunție, de reducere de accentului. De, da, 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 da. Și ai performat în toate aceste limbi? Da, 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 da. Am avut spectacole și filmări în franceză, am avut și spectacole și filmări în engleză. De obicei, asta e partea, cum să zic, faină, actorului este european, în Canada sau în America de Nord, stereotype casting, știi? Adică merge acolo și de obicei cam asta joci. Mafiotul rus, teroristul bosniac, ucigaș, numai personaje bune. În mare parte datorită accentului și a limbii. Și accentului și fizionomia mea are și ea o anumită, nu pot zic că eman de blândețe. Deci e o anumită fizionomie de origine slavă care și așa atunci am avut și roluri, să zic, bune sau așa, dar în mare parte cam asta era, se știa. Deci toți când mergeam la audiții, vedeam pe unguri, pe sârb, pe bulgari și pe români, iarăși ceva este european. Și din păcate și actrițele din Europa de Est, tot așa. Tot așa. Traficată, prostituată, tot felul de personaje din, doar din... și greu să ieși din zona asta. Deci știi, cumva ajungi la o plafonare. Partea bună că lucrezi, adică ești actor care lucrează, filmează, da. Dar e destul de dificilă. Da, și, da, am jucat, am avut și, mă rog, replici. La un moment m-am trezit, am dat o audiție și te întreabă și am zis că nu vorbesc maghiară. Și m-au luat pentru ceva vameș maghiar. Și pe platou întreabă, dar tu de ce nu spui ceva în maghiară? Păi zic, eu nu vorbesc maghiară. Și de multe ori e confuzia asta, pentru America de Nord este maghiară, română, e cam acolo, toate la fel, știi? Okay, nu okay. Au această percepție. Sau la un moment agentul meu, că în Canada avem agent, și-a zis că, Costa, do you speak Armenian? No, but it seems like Romanian. Armeană? Da, deci, pentru eu știi, Romanian, Armenian era, okay. Zic, nu, zic că sunt două limbi total diferite. Și au fost cazuri când au trebuit și fonetic să învăț anumite... În Austria am jucat un spectacol de aproape două ore în germană, deci vorbeam în germană non-stop, și da, a fost o pregătire de aia obositoare. Deci am, două luni înainte am lucrat la text. Și ai învățat germană special am pentru acel rol? Am învățat propriu fonetic. Fonetic. Deci, textul meu, care era pe un CD-ul pe timpul ăla, 45 minute numai replicele mele. Wow. Și când am ajuns acolo, eu deja știam fonetic cât de cât replicele, știi? Dar a fost un proces înainte. Și cred că slăbeam câte un kilogram pe spectacol când jucam în Austria, pentru că era atât de mare teama, pentru că nu poți să improvizezi. Că dacă uiți o replică, în română sau în orice limbă care vorbești, poți să... Da. Eram acolo paralizat, că zice, rugam pe colegi, vă rog, numai nu improvizați. Și fain era că după spectacol, venea publicul și zicea pe un germană, felicitări, mulțumesc, mulțumesc, și începeau să vorbesc în germană. Și eu le spuneam, zic, nu, îmi pare rău, nu putem să vorbim în engleză. Plecau supărați,
mergeam la regizor. Probabil și... Da, mergeam la regizor, ce, dar de ce nu vrea să zic? Păi, că să nu vorbește germană deloc. Veneau înapoi, felicitări, felicitări. Și pentru... mai... Da, pentru că își dădeau seama ce efort în spate. Pentru că, într-adevăr, repetând o lună de zile, deja era o lejeritate a pronunției și eu jucam un personaj din Kafka, Carl Rossmann, care era un personaj, un imigrant, cumva, știi? Deci, accentul meu venea cu personajul, dar na, efortul a fost destul de mare. Am făcut în fața camerei, am jucat în Montreal, în franceză, spectacole, nu mai gândesc. Da, mare parte am avut pe partea de filmări sau pe film, au fost mai mult în Toronto, pentru că în Toronto se filmează foarte multe producții și americane și canadiene. Și acolo cumva e mai ușor, expunerea este mai mare față de... Pentru că am tot vorbit aici la podcast de tehnicile diferite între pregătirea pentru teatru și pregătirea pentru film. La tine povestea e și mai interesantă, pentru că aceste tehnici nu doar că depășesc area de teatru și film, ci depășesc granițele. Sunt tehnici diferite în funcție și de țară. Actoria rămâne peste tot la fel, da. Deci ce faci? Simplu este, na. Joci, te pui în papuci unui om și încerci să-l produci cât mai credibil. Dar, ca instrument de emisie, într-adevăr, sunt niște diferențe. Aș găsi cumva școala americană mai adaptată pe film, să zic, școala de actorie. Da, clar, adică, na, în spectacol, noi când jucăm, avem, ai 100, 1000 sau câteva mii de oameni care sunt în sală. Deci tu trebuie să-i emiți pentru acei oameni și, normal, vocea ta se duce în afară, gestica, totul. E accentuat. Da, așa, și atunci, da, și de multe ori mai auzim foarte mulți, aude că ești prea teatral. Într-adevăr, sunt foarte mulți actori care pot să fie foarte buni pe teatru și foarte, să nu fie credibil în fața camerei. Sau invers, foarte bun în fața camerei și în teatru să zici, ce faci? Se sperie probabil. Da, e o adaptare de emitere, să zic așa, și de încredere proprie în fața publicului live și în fața camerei. Și nu numai școala americană, deci toate școlile cumva au această, deci toate au pornit de la Stanislavski, profesor rus care a dezvoltat un sistem, după aia el s-a înțeles pe doamna. Doar că americanii cumva au adaptat, dacă vorbim de acting studio de la New York. Sunt trei profesori supercunoscuți care au creat aceste trei curente în acting studio. Lee Strasberg, Stella Adler și cu Sanford Meisner. Au esențializat și au adaptat anumite perceperi al lui Stanislavski care sunt mult mai practice și mai ușor de le înțeles și de le pus în practică. Eu în Canada iarăși m-am întâlnit cu doi profesori iarăși renumiți așa, iarăși modalitatea lor de lucru e mult mai practică și mult mai la obiect cumva dacă aș face o comparație cu școala românească de teatru. Dar uite, cum la noi trebuie să ai studiile de actorie. În Canada sunt foarte mulți actori cu o carieră strălucită care nu au studii. Deci, și cum au reușit? Nu te întreabă nimeni de diplomă. Acolo e sindicatul. Sunt uniunile artiștilor. Dacă ești parte din sindicat, înseamnă că ești profi, să zic așa. Așa. Și sunt foarte mulți oameni care au făcut cursuri private sau o școală privată acolo. Niște cursuri acolo și așa și așa și au dobândit acest instrumentar. Ce m-am pomenit mai devreme e aceste ateliere, workshop-uri, masterclass-uri, care se iau foarte mult. De exemplu, eu am învățat foarte mult, inclusiv de la tot felul de ateliere, de lucru în fața camerei, practic. De multe ori și sindicatul Uniunii Artiștilor organizau dată pe an un fel de ateliere unde veneau regizori sau actori renumiți să dădeau niște cățele de text și cum te comporți în audiție și filmau, discutau. În acele procese am învățat enorm de mult. Să-ți dai seama ce înseamnă o privire în fața camerei, vocea și acea încredere de a, eu să zic, de a suprima toate exteriorul și de a avea încredere în interiorul tău. De a avea credere în instinctele tale interne și încredere că camera vine și se le citește. Da. Dar pentru un actor e foarte greu pentru că tot timpul, eu zic așa, piticul nostru, care zic că nu. Și tendința este să ieși în afară să fii un pic mai, adică să joci.
Și părerea mea, acel lucru, camera îl vede ca o chestie care nu e firească și automat se îndepărtează de, sau zice, se vede că joacă. Acolo găsesc niște chestii cumva specifice care școala canadian-americană îs mai... Atenți la detaliile astea. Da, 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 da. Și inclusiv exercițiile de improvizație sunt foarte multe bazate pe o anumită interiorizare și pe încredere internă și pe a juca acum și aici, pe moment. Bun, eu am personajul, am datele lui, așa, noi în teatru repetăm și venim și construim. În fața camerei, acum cu tine suntem aici. Da. Din această privire, din modul tău, cum sună vocea ta și cum te uiți la mine, eu automat reacționez și aia creează, cum îi zice, sentimentul ăla de viu, de cât se întâmplă acum. Că ai zis da, ai dat din cap, eu deja, știi, eu da. Zic așa, e o conexie ca, o, ca niște ventuze care le arunci imaginare pe partener și încerci să iei de la el, că așa se întâmplă cu noi. Când vorbești cu cineva, da. Una spune și alta, non-verbalul lui. Exprimă prin limbajul corpului. Și acolo, știi, e acea, cum zic, dialogul nevorbit al nostru. Sau îmi place de cineva sau nu îmi place. Dacă îmi place de o persoană, automat când vorbesc cu el, când mă uit, o să apară un zâmbet, o să-mi apară voce, o să da. Aibă o anumită coloratură. Nu-mi place. Deci, știi, chestiile alea foarte fine, bine. Alea camera cred că le place. Dar oricum, deci am avut câteva filmări și în țară, câte și cu băieții, cu Timișoara Film Society am mai lucrat. Am mai lucrat și cu alți oameni, am mai lucrat și la București, dar undeva nu, e o chestie cu filmul românesc care eu îl văd un pic, e un fel de modă să zic. Au prins cumva filmele românești pentru Europa, acel cine verite, minimalism, de filmat cu camera pe umăr și au mers prin Europa și au avut una. Și de multe ori, merge în audiție și zice, nu, e prea teatral și de multe vor să vorbești și așa. Și îți faci, păi ce zice ăla că nu-l aud, știi? Acest nu, pentru că de multe ori zice, prefer să iau un om de pe stradă decât un actor. Că e, nu știu, un pic nu sunt de acord. Pentru că la tot... noi, dacă ai observat în ultima perioadă, preferă să ia oameni cunoscuți din alte medii, da, cântăreți, da. Influencer este moda asta, oameni obișnuiți cu un public al lor, da, pentru da, a crește notorietatea unui film. Da. Și aici acum în detrimentul, pentru că actoria, de asta suntem actori, e o muncă grea care stă în spate, lumea zice, nu, e o muncă foarte grea, care stă la bază și care, dacă o faci conștiincios, este greu și în fața camerei este actorie. Eu pot, în acel minimalism, să mă duc pe anumite descrieri care sunt personajele. Dar, din păcate, eu cred, nu știu, poate așa văd eu, să nu fer că nu supăr niciun regizor, niciun producător. În școala de film, regizorii nu fac o oră de actorie. Deloc. Scenariul îl fac, de obicei, ei îl compun, știi? Și atunci totul este... Și toată linia asta, el o are în capul lui și ce nu-i se potrivește acolo, pe când, de exemplu, într-o producție mai mare, sau vorbesc de Canada, sau de mare parte o să fie scenaristul a dat scenariu, regizorul vine, vin actorii și se compune acest lucru. Acolo, deci cum zic... Fiecare știe exact da, și da, face... Și aici de asta cumva, pentru că regizorul de multe ori, vorbind și cu regizorul, zic, dar nu știu cum să le cer, ce să-i cer. Și atunci prefer să iau unul cu pe stradă care seamănă exact cu personajul, decât să iau un actor să lucrez cu el, să... că și asta e o parte din arta, meserie. Actorul întruchipează pe cineva. Și acolo, da, deci un pic este cumva ce ține de școală și școala românească de actorie. Nu prea avem cursuri, să zic, sau lucrăm. Uite, eu am introdus modulul la Timișoara în facultate. Este actorie de film. Avem în anul 4, în anul 3 erau. Și am văzut și arta mișcării corporale, ceva da, de genul. Antrenamentul expresiei corporale. Așa. Da. Lucrez cu ei foarte practic. Avem o cameră, o pun în fața lor, învaț un text și încercăm să găsim acea realitate sau credibilitate. Așa, acea legătură între ei da, și camera. Da. Și lucrăm și pe exerciții de relaxare corporală, interioară și foarte mult lucrăm pe aceste aplicații, deci efectiv pe cameră. Simularea unei săli de audiție.
cum intri într-o audiție, ce faci în audiție, cum să te comporți, cum ți se dă replica, să aibă acest exercițiu practic. Și se observă într-adevăr foarte, că nu-i pare simplu, dar e o muncă grea. Și la final de an lucrăm să avem toți studenții să aibă cât de cât un About Me profi, un demo. Dacă nu, uite, de exemplu, dacă are cineva într-un film, normal că îl folosește pe ăla. Dacă nu, este un monolog sau un dialog care se filmează să aibă ceva filmat. Că de multe ori se sunt, vreau să-l văd filmat, vreau să-l văd pe cameră. Să aibă acel lucru, un CV-ul, ce înseamnă pentru actor de film, adică o pagină. Ce mai? Și headshot-uri, adică poze de casting, uh-huh, care lucrăm cu ei. Și cam asta e, să zic așa, pe partea de film. Urmărind portofoliul tău, că am ajuns, știi, vorbim despre portofoliul, am ajuns la portofoliul tău. Bănuiesc că nu se găsesc toate pe internet, dar căutând la Teatru Național, ai un portofoliu foarte larg în roluri pe scena teatrului. Da. Poți să te gândești la cel care ți-a dat cele mai mari bătăi de cap, care a fost cel mai provocator pentru tine? Încerc, dar e foarte greu, cumva fiecare rol are partea asta, zic, de bătăi de cap și partea bună. Ele toate au, în acest echilibru, au și partea asta de... Hai să mă gândesc așa din... Unul din personajele care a fost, așa să zic, nu greu, dar m-a provocat și am reușit cumva să construiesc un personaj credibil, a fost Eu când vreau să fluier cu Andreea Valean textul, Mihaela Lechiardopul regia. A fost înainte de a pleca în Canada. Eu când vreau să fluier este o gașcă de copii juvenili la o pușcărie din asta de... Și eu joc un tânăr autist care a fost închis într-o pușcărie că a furat căruța și a vrut să meargă la mare. În acel joc de autist, cumva, cercetând și încercând să construiesc, au fost foarte multe dificultăți pentru că nu vreau, construind o anumită fizicalitate, dacă tot felul de chestii, știi, te scoate din să fii credibil. Și am găsit undeva anumite gesturi, anumite poziționarea corpului și perceperi mai grele ale ce venea informația, care la un moment dat mi-am dat seama că am reușit. La premieră, când am început, simțeam că dacă nu vorbeam, toată lumea e cu ochii pe tine, sala. Dacă făceam un gest, lumea reacționa. Și nu eram, să zic, aveam replică sau ceva. Am reușit acea compoziție, cumva, care era credibilă. Așa mi s-a legat cumva cu spectacolul acesta, am fost la Viena și așa mi s-a propus proiectul de la Viena. După ce am jucat acolo, a zis că vrem să vii să joci la noi. Deci, așa, să mă gândesc. Mai sunt, uite, de exemplu, în Toronto a fost un spectacol la Modern Times Stage Company, deci lecția lui Eugen Ionescu. Este un personaj care e servitoare. Este profesor. Servitoarea. Dar regizorul a făcut această servitoare un fel de binare androgin, așa că nu-ți dai seama că e bărbat sau femeie. Ok. Eram cu un fel de fustă, ca un fel de matroșcă rusească, dar fața, nu eram machiat sau să fiu, dar a vrut să fie acest personaj foarte dubios, care nu-ți dai seama că e bărbat și femeie. Și personajul este episodic în scritură. Dar el l-a făcut principal, adică eu aveam niște ferestre și tot timpul eram cu ochii pe personaje și eram în mare parte, deci nu aveam mult text. Eram prezent în scenă, tot timpul un fel de urmăritor. Da. Și acolo era o chestie, că el îmi cerea să am o anumită personaj și iarăși a fost o muncă grea de a construi acel personaj care cumva avea o zonă de surrealistă, nerealistă, așa, de modul cum se uita, după aia că nu-i bărbat, erau multe informații care nu-mi plăgeam și m-a provocat foarte mult să construiesc acea construcție, știi? Cu siguranță și tu ai provocat multe întrebări în sală. Da, că am avut și după aia și niște critici chiar bune din presa canadiană care ziceau că acest personaj dubios și erau, deși cum, dar la cum, și la adresa, da,
care tot timpul nu ne lasă în pace, că stă și simțim prezența când ne suflă în ceafă. Și la final am un monolog care îl bat foarte tare pe personajul principal. Intru și cumva o scenă foarte violentă de final. Și a zis că a plecat acasă și o zis că i s-a făcut rău, o zis că a rămas cu senzația aia de la personajul meu. Asta a fost o critică canadiană. În fața camerei a fost o provocare foarte faină. Am avut un proiect la Toronto. Un regizor de origine română. Okay. El născut în Canada, dar părinți români. Și el avea o poveste despre unchiul lui, care nu s-a adaptat în Canada, dar s-a întors în România. Și el căuta un actor român pentru acela. Și întâmplarea a fost după un spectacol, auzit pe nu știu cine, dar tu nu ești român. Zic, bă, că na, numele nu sună deloc românește. Și s-a legat cumva o prietenie foarte faină între noi și atunci am filmat un scurt metraj, a fost filmat pe peliculă, că a vrut el să filmeze pe peliculă, care a fost selectat la TIFF, la Toronto International Film Festival. Nu TIFF-ul din Cluj. TIFF-ul din Toronto. Da, și acolo a fost un proces foarte interesant de interiorizare, pentru că el mi-a vorbit zile întregi, vorbea de unchiul său, cum se comporta, cum așa. Și eu eram cumva, să zic într-un chimă. Și s-a întâmplat ceva foarte fain, efectiv, când se zicea acțiune, deci nu făceam nimic decât cumva să... Și să, nu știu, să se ducă. Și erau replici, erau dialoguri, dar erau multe cadre când mă filma camera, eram pe balcon, făceam niște chestii, era un tip de ăsta mai introvertit, mai singuratic. Și acele momente de relaxare interioară cu problemele personajului au fost provocatoare, dar era o plăcere imensă de a te lăsa efectiv și el era foarte atent și, de exemplu, de multe ori vorbeam foarte mult înainte de a filma. Și cumva, filmând pe peliculă, nu putea să ia la cadre la infinit, pentru că avea... număr limitat, da. Și atunci ne lucram foarte mult pe pregătire. Și zicea, încercăm acum să filmăm, da? Putem face două cadre, deci două decuri, încearcă. Și efectiv, poate și aceea, deci era o plăcere imensă de a... Dar n-a fost ușor, spun, deci era... pentru că e camera, oamenii din jur, și trebuie să fac un soi de... Să lasă interiorul să ducă. A fost cumva total pe altă zonă, dar foarte plăcută experiența, cu provocările, să zic, dacă... Probabil a fost provocator și că... Te gândeai să te ridici la nivelul așteptărilor, având în vedere că vorbeai chiar cu omul care ți-a explicat un personaj real. Da, da, da. Că de obicei, probabil, primești un scenariu, dar niciodată nu ajungi să interacționezi cu cineva care are chiar legătură. Da. Posibil, uite, chestia asta, știi, dar a creat ceva, știi, mă simțeam responsabil cumva, știi? Și cu toate că dialogul în mare parte era în franceză și câteva replici în română, era și o chestie de naționalitate, știi? Da. Joc un român, știi? Da. Era o chestie foarte faină de Căutând pe IMDb la secțiunea de film, am văzut mai multe seriale. Mm-hmm. În care tu ai avut roluri episodice. Da, 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 da. Cel mai cunoscut bănuiesc că este Nikita. Da. Bănuiesc. Da, 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 aș, da, da, da. Aș spune eu și mai aveai Warehouse 13. Warehouse 13, ce mai, Flashpoint. Da. The Border, Living in Your Car. Da, 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 da. Deci o parte sunt canadiene, o parte cred că sunt coproducții canadiene-americane. Da. Da. Da, ai dreptate. Deci, cum să zic, în episodul ce vorbim noi mai înainte este cu stereotipul este europeanului. Prinzi roluri, dar te împușcă repede. De exemplu, urmărind, nu prea urmăresc seriale, nu am răbdare să aștept. Adică prefer un film de două ore, știu că toate emoțiile s-au dus și gata, dar am văzut de exemplu, îți dau un exemplu, The Mentalist, care tot așa nu aveau legătură una cu alta. Mă interesează
ce simți când intri într-un episod, într-o poveste deja închegată, da. Cum e chestia asta? Pentru că mă gândesc că nu e ca la un film unde ai un rol, că te împușcă, dar poate sunt roluri care pur și simplu dispar. Dispar, nu a avut un final. Deci în Canada erau cât vreo 11.000 de actori. Imaginează-ți că, da, deci o audiție și lua un rol înseamnă, mamă, ce sărbătoare. Recunosc că mai ușor prindeam, dar cred că prindeam pentru că de multe ori nu erai cu, pe multe personaje, nu erai cu toți canadienii. Adică erau roluri specifice, că este european, că este nu știu ce. Deci, zic, acest specific casting, cum zic ei. Dar e pe partea asta, nu înseamnă că nu sunt, dar de obicei sunt personaje episodice care vorba intră sau dispar sau nu ai foarte multe zile de filmare, să zic așa. În Nikita, cred, deci eu nu mai știu, că multe, credem în nici eu nu le-am văzut. Deci eu am filmat, dar n-am apucat să le văd. Wow! Da, pentru că este, nu mai știu, după un timp am avut ocazia, nu știu. Și la un moment dat am filmat, cred că la Nikita, am filmat 2 zile. Sau o zi. Cred că episodul de secvență, nu știu cât are, dacă are 1 minut. Deci e o pușcărie rusească, unde eu sunt un fel de gardian. Dar a luat o zi pentru că trebuie să mă împușcă în gât, să sară sângele pe... Deci nu e o fracțiune deja. Aia s-a filmat, cred că, 2 zile. Că au venit și cu șobolanii dresați care îmblau pe acolo. Șobolani dresați? Da, deci asta este, deci efectiv. Vine un nene care, asta e meseria lui. Să dreseze șobolani. Are dresați și vine și îi dă cu apă și cu zahăr, nu știu ce, așa pe așa, îi zburlește așa, să fie mai... Și îi lasă și aia se plimbă și nu știu ce le facea, un sunet, nu știu ce, și toți veneau la cușcă, repede. Da. Acolo a fost interesant, de exemplu, pentru că era și o luptă scenică. Și tot timpul te întreabă în Canada sau așa, deci vrei să facă, să-ți caute dublură pentru orice este fizic sau o cascadorie. Și eu de obicei luam părțile și partea, având această experiență de corporalitate și lupte scenice și făcând ateliere, eu luam și atunci cumva ești plătit de 2 ori. Munca de actor și munca de cascador. Dai un pumn, deja ești cascador, știi? Stuntman. Da, sau cazi jos sau te urci pe o scară, tu poți să zici că nu vreau ca actor și atunci ei caută pe cineva să asemene cu tine să facă acea mișcare. Și Nikita a fost așa, deja zic că a durat foarte mult acea luptă. Deci am venit cu coreograful de lupte, un asiatic, și a început să facă tăiței cu mine, așa. Și a zis, tu ai mai făcut? Zic, da. Oh, fain. Și a început, mi-a făcut câteva scheme, a văzut că reacționez bine și așa, o zic, gata. Și a venit actrița care trebuia să aibă acea luptă cu mine. Ea neavând experiență în asta și când a început acțiune, ea trebuia să mă lovească nu știu cum în burtă și după aia să mă ia de cap și să mă împuște cu pistolul în gât, să țâșnească sângele meu. Și cu unghiile mi-a făcut o pechelie. Atunci m-am speriat eu mai mult. Era o zgâritură pe chelie. Nu-i mare lucru machiajul. Sau... Dar cum a reacționat tot platou. S-a oprit toată filmarea, au venit regizorul, desperați toți. Tu ești ok, tu ești ok, tu ești ok. Zic, da, sunt ok. Nu. Și eu zis, de ce ai zis că ai experiență în lupte? Dacă tu nu ai. Dar pe ea nu a adus același asiatic deci, nou? Nu, deci a făcut separat cu mine, dar n-am făcut împreună, știi? Și automat au chemat dublura ei, cascadoarea, și a venit, au schimbat unghiul, ca să nu mai fie apropiat, și cascadoarea a făcut, m-a făcut tăiței și m-a atacat. Vai. După aia a fost, cred că 2 ore a durat, doar acea împușcătură cu sânge, știi? Să țâșnească sângele pe mine. Pentru că îmi puneau o hanașament aici, cu o deuză aici, și puneau vopsea și așa. Și eu făceam 2 pași și trebuia să fac ăla cu o pompă în spate, face buf. Bai sărea lui ăla pe ureche, bai sărea în frunte, iar spală-l, usucă-l, machează, schimbă hainele.
iar încărcat pistolul și venea de regizor, făcea I need more flesh and bones și băgau niște hârtie în pompa aia să nu fie numai sângeroșul, să aibă și chestii și albe, da, 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 sau știi, și iar, și cred că aia s-a filmat, deci, wow. Știi ce înseamnă în platou, că câteva și, secunde. Și acum mă gândesc așa, 2 ore pentru câteva secunde, uh-huh, dintr-un episod, dintr-un serial care, da, are 10 de episoade. Da, da, da. De-aia zic că e foarte greu, e foarte solicitant, pentru că și actorii care mai ales joacă rolul principale sunt perioade foarte grele, pentru că ești de dimineață până seara. Ți se dă textul seara, tot 2 zile trebuie să vii cu el învățat. Deci de multe ori și cine scriu, scenariștii, scriu textul în proces cât se filmează. Și e un proces de, destul de obositor, că ești acolo, cum zic, nu e muncești tot timpul, dar ești tot timpul în priză, ești tot timpul pe platou, vii dimineața de la 8, machiaj, așa, 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 probă de costum, hai să începem. Și toată ziua tot așa, și așa, tu ești acolo în acea priză tot timpul, știi? Da. Asta am dat așa un exemplu, și multe chestii erau, să nu mai știu în care, uite, dacă aș, nu mai știu, trebuia să-l împușc ceva și fiind cu pistol care trebuia să-l împușc, după legile Uniunii, n-ai voie, trebuie să spună dopuri în urechi. Ok. Și eu am zis, pe răspunderea mea, nu vreau dopuri, când vorbeam, mă auzeam, știi cum, și muream și zic, lăsați, nu, 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 deci nu vreau să mă lase fără dopuri. Și îmi venea armurierul, făcea, asta e pistolul, vezi, ia, vezi, e încărcat, ai grijă de el. Nu mă spunea cat, veneam la pistolul, iar începea, iar venea, asta e pistolul, vezi că e încărcat, ai grijă de el, da, bun. Cat, iar, asta e pistolul, la un moment dat zic, ok, am înțeles, nu că e după regulă, eu trebuie să zic de fiecare dată ce înseamnă. Na, deci, eu, adică procesul filmării este mult lent și multă răbdare și multă... Și riguros. Și riguros. Foarte riguros. Și când vezi materialul final, zici, wow! Dar procesul este, știi, și pentru un actor trebuie foarte concentrat. Să stai o zi întreagă, știi, că poate filmezi 10 minute, jumătate de oră, așa. Trebuie să știi unde intri, să-ți fie clar ce și cum, care e, sau reluarea, de ce camera a filmat, de unde a filmat, iarăși, știi, tot felul de chestii, care în teatru a intrat pe scenă, bup, s-a terminat și a scăpat. Nu, e mult, părerea cumva, eu văd mai matematic, știi? Pregătirea actorului, interiorul actorului trebuie să fie total altul, altfel te raportezi. Unde e camera, unde ce filmează, ce scenă, cât de multe se iau alandala, se filmează prima sau a treia. Știi? Și tu trebuie în cap foarte clar să ai aceste puncte, sau da, nu mai știu în care, în The Border. S-a filmat noaptea, după aia s-a filmat ziua și încercam și eu să aflu, știi? Și în seriale nu prea fac, foarte rar, nu, se fac repetiții, adică n-apoi să repeți. La filme, da. Dar în seriale, dacă e ceva complicat, o să repete, sau dacă nu, în ziua aia. Vii, ai dat textul de câteva ori și ai și intrat. Deci nu e mult timp de lucru, știi? Și de aia trebuie să fii foarte atent, cumva. Și plus e vânzoleala, oameni, știi? Un fel de conservare a energiei, eu zic așa, care e foarte faină și îmi place, da, știi? S-o... și eu am mai văzut la actori americani, e o chestie, nu toți, dar e o tehnică de actorie. De exemplu, stai cu el, vorbești, așa, și la un moment zice, ok, action. Și în momentul ăla face ceva în el, vezi că faci așa cu tine, faci... Ah, ok. Atât e de mișto senzația. Și așa de repede... Da, deci pe o secundă. Și când zici, cut. S-a relaxat, da, ca și când nimic nu s-a întâmplat. Okay, da, 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 a fost ok, cut. Și iară, zice, așa, și-l vezi că stă. Dar vorbește cu tine, dar tot timpul au o parte, parcă e absentă, știi? Deci rămân așa, într-o zonă de... în lumea lui, în concentrarea lui. Și când zice cat, iară face pic. Deci e internă. Eu așa zic, ventuza, știi? Aruncă ventuza pe tine și când o aruncă pe tine și dacă ești receptiv, arunci tu pe el. Și atunci pornește o chestie emoțională și o chestie de energie foarte mișto de la unul care nu știe exact, dar e foarte, știi cum zic, nu se vede. Dar în conexia cu partenerul tău și el cu tine, da, pornești într-o călătorie foarte faină, știi? Uh-huh. Și îl ghicești ce vrea și micro nuanțe, micro... Și în momentul când zice cut, păc,
Iară, știi? Dar e foarte faină chestia asta. Mi se pare, ceea ce filmul oferă, de exemplu, teatrul nu oferă în... Și n-am întâlnit tot timpul, dar în mare parte cu actorii canadieni se întâmplă acel lucru, știi? La Living in Your Car, cred, sau nu? Dar nu mai știu care. Eram trei la un geam, trei polonezi eram, da? Și era un actor care, Alan C. Peterson, are și școală de teatru privată, deci mai fost la el o perioadă și asistent. Joacă în ultimul serial cu Stallone, Sylvester Stallone. E un actor canadian, dar foarte cunoscut și joacă foarte multe producții americane. Îmi sună numele, dar Alan, nu știu dacă... Deci dacă îi dai față, sigur. Da, și la filmări așa l-am cunoscut. Și m-a întrebat, tu cum ai emoțiile? Zic, simt aici așa, de, oh, bine, că simt. Măi, și era un cadru, trebuia să filmăm toți trei ca și cum ne uităm direct în cameră, camera în față, și noi era cum fel de ne uităm pe geam la un vecin. Okay. Trei fețe și toți și fața mea, și al ăla și al treilea, aveam niște fețe de alea, de, să zic așa, de... Și când ne-a dat acțiune, ăsta începe să mă împingă cu piciorul și așa încet începe să mă scoată din cadru. Dar efectiv mă împingea. Și atunci îți dă-te. Și l-am împing și eu. Și noi eram, cadrul era aici și filmam și ne uitam acolo, dar aici era o chestie de, știi cum, de luptă la picioare și de așa. Păi zic, ce dracu, zice, cut. Acolo se opri și eu zic, dar ce mușcă are asta? Zic, ce faci asta? De ce faci așa, știi? Iarăși. Băi, și vedem la un moment dat, textul nu avea un comic vag așa. Au început aia de platou. Să înceapă să râdă, știi? De scena noastră. Era așa surprins, zic, bă, ce se întâmplă? Dar tipul, iarăși, foarte fain. El, după filmare, mi-a zis că noi trebuie să ne provocăm tot timpul. Adică dacă e fizic sau nu, tu trebuie să provoci pe partenerul tău, să nu fii cu minte. Trebuie să intri în el cu ceva ca să-l provoci, să-l, știi, să creezi o anumită... O stare. Și, da, și el asta făcea. Deci el mă împingea pe mine, eu îl împingeam pe el și din confruntarea aia, care nu se vede la cameră, era o chestie de... cum zice? De încruntare, de, și așa, după aia am rămas foarte bun prieten, am fost la el la școală, lucram împreună, dar uite, de-aia zic, înveți foarte mult pe platou, știi, uite, pe chestii de asta, care sunt practice, să zic, e o meserie. Ai fost pe platou de filmare și în România? Da, stai să mă gândesc, am fost, de ultimul a fost ăsta, cred că... La Sferbinți. Dar nu-i platou, este într-un sat, se filmează lângă București. Da, da. Da, 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 da. Mă interesează să știu dacă există aceeași rigurozitate. Tehnic, erau destul de ok. Ce am observat, tot așa, cred că o zi am avut de filmare la Sferbinți. Tehnic erau foarte ok și se mișcau foarte bine, ce am observat eu. Ce era fain și cumva, știam, am auzit, dar m-a sunat Domnica Cârciumaru și a zis că ai luat așa și așa, deci când am dat audiția, nu că te-au luat după demo, după video, așa, și eu nu știam, și pe tren mă uitam să văd despre ce e vorba, știi, și era, ei jucând de atâția ani, au o improvizație atât de faină între ei, se joacă, n-au nicio treabă, știi? I-am văzut la stand-up pe... Da, pe dar eu la un moment dat, știi, deci aveam și eu, n-am învățat replicele mele și la un moment dat... Păi de ce? Păi zic, aștept să terminați sau când, spuneți-mi când să intru, că eu nu-mi dau seama, că începeau și erau... Brrr, dar foarte fain, știi, lucrau. Bănesc că e foarte comic. Da, 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 și am, na, e o zonă de asta de personaje un pic mai grotești, știi? Că eu jucam ceva, nu știu... Titel, care a venit din Anglia să-și facă ciupercărie în România sau ceva. Da. Un român întotdeauna în Anglia, ceva, da. Deci cu o nevastă englezoaică. Asta era, mă rog, episodul, două episoade. Și ce mi s-a părut, adică pe partea de tehnic, bun, nu să zic dacă aș face, dar și producția fiind poate mai simplistă, nu era atâta tehnologie, atâta pe ce am văzut pe studiourile canadiene. De obicei am văzut o cameră sau două, nu mai multe. În Canada au fost, când filmam 3-4 camere și nu știam ce care filmează. Una pe Macara, una în față, una în spate, nici nu mai știe cine care te ia. Era, dar se mișcau foarte repede, deci de la scenă la scenă foarte rapid își făceau schimbările. De aia zic, mi s-au părut destul de profice ce lucrau.
Dar, în general, cum ți se pare evoluția teatrului și a filmului în România în ultimii ani? Te întreb asta pentru că în ultimii, să zicem, aproximativ 5 ani, e așa o avalanșă, mai ales de filme de lungmetraj la noi. Și ți se pare doar cantitate sau vezi și o oarece calitate? De ce așa, nu cum abțin, dar nu le-am văzut pe toate. Știi ce zic? Da. Și un ochi avizat, zic, le-am văzut și zic părerea mea. Ce am văzut e interesant. Unele, dar cumva am văzut în mare parte multe, sunt acest, eu zic așa, minimalism, cineverite sau minimalismul ăsta, care sunt filmate, știi, cumva vădit cu o chestie de realitate de asta crudă, eu îi zic. Și cumva, nu știu, poate că zic, dar prea mult vindem această sărăcie și această, nu știu, neajuns. Da, dar și țara a făcut niște progrese. Nu știu, cumva o văd, știi, așa o parte neagră, care bănuiesc că prinde către alte țări, că prinde către Europa sau, începând de la 3-2-1 sau cum 3, să nu știu. Da, deci, da. Filme de artă, filme fine, dar eu văd așa un pic un fel de modă care s-a prins, știi, și ne ținem de ea. Am văzut și producții de-astea mai filmate așa... Aș împărți-o în jumătate. Sunt filme faine de calitate, adică să zic de artă sau de calitate, dar am văzut și câteva de cantitate, așa un fel de, să zic, dar nici nu știu cui show, care, nu-mi găsesc cuvintele exacte să zic. Am văzut câteva producții, adică se vede că e cu buget, un buget destul de mare, dar lasă de dorit, știi, ca și produs final. Nu știu, e ceva care, na, în continuare sper să nu supăr pe nimeni, care mă deranjează. Cu toate că se fac multe producții, dar parcă ceva lipsește. Dar nu-mi dau seama. Mi-e greu să zic, uite, asta lipsește sau asta. Nu știu, mie mi se pare că lipsește Hollywood, chestia de Hollywood, nu știu. Da, poate nu știu dacă e bine sau nu e bine să o avem, că e, na, Hollywood-ul este bazat pe niște munți de bani. Aia este diferența între Hollywood sau, știi, vorba aia, mai vedem și Bollywood, care are altă formă. Nu sunt, dar Europa are producții, sunt producții cinematografice europene super faine, de aia zic, știi, deci nu... Și nu știu dacă e bine poate să ne, știi, comparăm cu Hollywood, dar ar putea producțiile să treacă, să aibă un pic altă, știi, de aia zic, acel, cum zic, să stau să nu înțeleg ce zice actorul, e o estetică a filmului care o promovează. Dar nu mă deranjează. Vreau și eu să aud bine, să văd bine, să se vadă. Știi ce zic? Da. Da, lipsește această, nu zic, dar această imagine frumoasă. Profesionalism? Da. Unu. Doi, dacă m-aș duce la teatru, nu știu, poate să nu, iar în continuare, mă supăr să... Nu, eu cred că teatrul românesc are o criză. El trece într-o criză. Ne lăudăm foarte mult, toată lumea zice, vai, Timișoara și alte orașe, vai, aia. Dar n-am văzut în ultimul timp ceva să ieșim să facem boom prin alte părți. Știi cum? Ne lăudăm la noi acasă că suntem tari, dar nu reușim cumva, nu știu. Și eu văd ca un fel de criză, nu-mi dau seama care sunt cauzele sau... nu mai apar spectacole, știi, care să, mă scuzați de expresie, să rupă gura, știi? Mie era mi se pare o perioadă... că se joacă cam aceleași. Da, e un fel de, deci nu era și un fel de, deci cum zic, nu știu, na, era perioada aia, sau zic, regizori de ăștia foarte puternici a României mari, care acum sunt generații mai în vârstă. Sunt și tineri care intră, dar încă nu s-a produs, știi, cumva, nu știu, de multe ori sau mergi la festivaluri sau văd câte un spectacol și nu vreau să zic că noi suntem la, dar vezi spectacol din Germania sau din altă țară, îți dă un pumn în burtă, știi, îl simți, dar nu e așa, e un fel de, cumva zic așa, e, nu știu, călduț.
călduț. Da. Așa, sper în continuare să nu supăr, să nu... Dar e o chestie care și e legată, cred că, și cu școlile de actorie și cu instituțiile. Nu știu, că sunt instituțiile noastre care sunt în continuare în alb și asta ar trebui să fie un semn bun. Că este Teatrul Național, actorii angajați, că este Teatrul de Stat, actorii angajați. Eu văd mai mult, cum îi zice, mult mai ascuțiți și mai curajoși și teatrele independente. Dar care, din păcate, nu au un an. Sunt finanțări, acum au început mai mult să dea, dar nu poți să le compari un teatru de independent cu o producție a unui teatru de stat sau a unui național. Dar tematica ce o propun și modul de abordare este mult mai ascuțit, mult mai aproape de public, mai aproape de... Așa simt eu și de-aia eu lucrez acum și în producție la teatru și în producție cu companii independente. De multe ori mă simt mai conectat într-o companie de care vorba aia. Uite cum am fost în Polonia cu Basca de la Timișoara, ne-am dus cu două spectacole, am jucat de trei ori. Na, la teatru nu știi cum. Cu scara pe umăr, da. Lași epolețe la o parte de artist, așa? Dar e o plăcere de a fi acolo, de a-ți pune tu lucrurile pe scenă, de a face pe spectacol. Și mi se pare că aici, în trupele independente, România o să aibă posibil cumva așa un soi de boom, să apare alte forme. Că noi avem o criză de, nu știu cum zic, de mi-e greu. Deci, nu știu de ce, dar e o identitate teatrală, o criză de identitate. Avem spectacole, avem festivaluri, avem, dar nu-i ceva să zici, bă, au făcut aia un spectacol de teren, știi? Noi, îmi amintesc pe timpuri când era, nu știu, ăsta lui Richard, dar lui Mănuțiu, de exemplu, cu Marcel Iureș. Când l-am văzut, de genul ăsta, știi, lipsesc cumva acești pumni emoționali, eu zic așa, pum spectacol, când publicul din sală iese marcat, știi? Da. Se fac, nu zic, nu, dar nu, în rest așa, eu zic că această zonă călduță, facem producții mari, cu mulți bani, costume faine, cu decoruri superbe, dar stai în sală, zici, da. Da, așa e, așa da, e. Așa cumva simt eu. Poate da, greșesc, da, dar așa le văd, știi, în România. Și în continuare, deci de-aia zic, se fac producții și se fac multe și, uite, sunt foarte multe festivaluri, dar... Poate ar trebui mai mult focus atât în teatru cât și în film, pe calitate și nu pe cantitate. Aici mi se pare, bun, în ambele direcții, că se merge greșit și că nu se acordă acea răbdare și acea atenție la detalii. Așa mi se pare mie. Da, posibil, uite, eu cred, poate, de-aia zic tot timpul, știi, umila mea părere. Da. Posibil să fie legată totuși de bani și de bugete. Foarte posibil, doar că arta... Da, știi, uite, mă uitam, știi, când au fost boom-uri sau când a făcut Grotowski în Polonia sau au făcut nu știu cine acolo, au făcut niște spectacole care au, știi, oamenii și-au luat timp. Au făcut laborator. Deci ei au stat un an de zile și au lucrat și când au scos cu o producție, noi nu mai avem acest loc. Na, uite, toate producțiile la Teatrul Național sau la orice producție din România sunt... ai lucrat o lună, maxim două, ai scos producția. Deci nu este exact timpul ăla, știi, teatru independent, iar na, ai primit o finanțare, n-ai de unde să te întinzi foarte mult, o lună, nu știu ce. N-ai când să bibilești. Da. Ai tras și bănuiesc și la film, posibil să fie, da, ne cunoscăm toate detaliile, același lucru, știi, cât timp are toată lumea, știi, acolo să fie devotată și să creeze, hai să zic așa, un fel de masterpiece sau să ducă linia aia. Posibil să aibă, știi, o chestie că nu e bugetul, nu ne ajunge și atunci se produc mici, știi, deși, da, și pierdem vorba ta, știi, pierdem din calitate. S-ar putea să fie, nu știu, dar cred că undeva acolo e. Uite, lucrăm, știi, de multe, știi, sau lucrezi așa, dintr-o producție în alta și când te zici, băi, da, din toate producțiile astea, oare a fost una care să știi? Să dau tot. De multe trezești că zici, da, am bifat pe ăla, dar parcă am trecut, știi, din păcate, da, se întâmplă. Și pentru că vreau să încheiem acest podcast cu sfaturi, să fim și noi sfătoși,
Având în vedere că predai la Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Actorie, Muzică și Teatru. Muzică și Teatru. Secția Actorie, da. Secția Actorie, da. Două materii. Da. Deci este cursul de expresivitate, antrenamentul expresiei corporale sau mișcare scenică. Mișcare scenică, da. Da. Și cel de anul 3 care este Actorie Film. Și mai este un curs care, vând la bază regia, este introducere în arta regiei, care lucrez cu ei, dar nu. Deci astea două sunt mai așa. Suntem în perioada în care se apropie admiterile la facultate, nu? Cum ați ordat bacul, ori scăpat cei de stresul cu bacul și acum vor să vină. Ce i-ai îndrumat pe tinerii actori? Pentru că poate, printr-un sfat bun, poate crește calitatea actoriei, cel puțin pe plan local, că suntem din Timișoara și ne interesează mult ce se întâmplă aici. Întrebare simplă, dacă l-ai aruncat pe umerii mei acum așa, zici, nu, stă, oleu, acum trebuie să scot de mine. Doamne, stai, nu știu, ce să zic. Să mai lase TikTok-ul, aș zice eu. Da, nu știu, e un curaj să te duci în zona asta, să faci meseria asta. Că să lași TikTok-ul, să lași, da, zici, o să lasă, nu să lasă. Ce e sigur este frumusețea meseriei noastre, este cea de a te pune tot timpul în papucii altui om. Această meserie și cere vorba aia, involuntar te lași de TikTok și de altele, pentru că cere foarte mult exercițiu practic. Deci stai în studio și lucrezi și lucrezi și lucrezi și este o artă colectivă. Nu este de unul singur fac o chestie, tot timpul este muncă în colectiv. Și această balanță între oameni și cumva, eu aș spune frica, că noi observ așa și că nu știu, anumite frici care, știi, și foarte greu, pentru că noi ce facem? Trebuie să desvelim un pic acest statut social și să lăsăm din interiorul nostru să împărtășim. Și până ajungem la punctul ăla, e o frică de, aoleu, ce o să mi se întâmplă, știi? Dar pe de altă parte, este atât de frumos că tu te descoperi cu fiecare lor. Tu ești jucând pe cineva, îți dai seama, normal, ești tu acela care face acel lucru. Dar această călătorie care o faci, eu zic că este foarte nobilă și foarte bogată spiritual și sufletește. E o meserie care e frumoasă, e grea, financiar și toate alea, da, dacă, dar pe altă parte, este o meserie de suflet, o meserie de vocație și o meserie, dacă îți place și încerci să lucrezi, eu zic așa, îmbătrânești frumos. Îmbătrânești frumos și te descoperi și te descoperi mult. Și dacă și eu și alții la studenți, să lucrezi din plăcere. Cu cât mai mult lucrezi din plăcere este și din bucurie, dau plăcere, bucurie, primesc plăcere, bucurie și automat trec ani, trece acest schimb de energie te face să fii fresh. Știi cum se spune actorii, că ei sunt mintea copiilor. Da. E un adevăr în asta, dar este un adevăr frumos al fresh-ului, a deschiderii, de a fi pe moment, de a descoperi lucrurile astea. Și atunci acest lucru, eu zic că este o călătorie a vieții frumoasă. Da. Și cine și alege această meserie, da. Nu este ușoară, pentru că această, cum îi zice, expunere și impune tot timpul, are și costurile, dar dacă o faci cum trebuie, o faci cu dăruire. Și mai ales cu bucurie, că alte mare folos nu sunt, atunci e chiar frumos și chiar te bucuri de ea. Și pe scenă, unde te pot vedea cei care se uită la noi acum? Pe scenă sau pe ecran? Da, stai. Deci trebuia să am un produs, dar s-a amânat, cred că o să filmeze în toamnă, ceva producție, dar nu vreau să dau multe, că nu știu, ceva producție română-italiană, să joc ceva ucraineană-italiană și română. Wow, altă provocare. Da, dar o să fie, da, zic, încă e și așa. Acum o să fiu, e un festival de monodrame,
se face de C4, companie C4, tineri actori de la noi, absolvenți care și-au deschis o companie independentă. Wow! Sunt colegi cu Horia și cu, da, și o să fiu membru în juriu la ei. E acest concurs de monodrame. În vară o să am un proiect care o să fie premiera, cred că în 1 octombrie. Iarăși, n-am început să lucrăm, am informații, dar nu le știu foarte multe, deci aia să fie tot cu ei, cu compania lor. Cu Basca, dar nu știu, te-am jucat acum în Polonia, am fost cu două spectacole în Polonia. S-ar putea să jucăm pe 1 august. Când vin, cum îi zici, băieții cu barca, care au plecat în jurul lumii de la Ilea, cum îi zice, Cristi. Da. Și noi când ajung în Timișoara trebuie să jucăm Animal Crossing, un spectacol de la Basca. Dacă ajung la timp, atunci cred că se joacă pe 1 octombrie. Nu, 1 august. August. 1 august se joacă ăsta. Ăla e o premieră care o să fie pe 1 octombrie. Da. Băieții acum au C4, au un spațiu, nu, un spațiu industrial care încearcă, deci sunt la început. Ataraxia e asociația care se ocupă de, de proiect și au primit finanțare și na, sper să fie fain și le doresc multă baftă. Ce mai e? Care mai sunt? Stai că acum am mai luat așa și nu mai știu ce să zic. Știu eu ceva. Ia spune. Te pot vedea în Înșoaptă pe tfs.ro în rolul de terapeut. Da. Mai și nici minte? Asta n-am apucat să... Eu n-am apucat să văd încă... Nici tu n-ai apucat! Na, trebuie neapărat să-l vezi. Da. Da, să fie rușine. Dar nu există un loc unde pot apar spectacolul. Eu, de exemplu, am găsit la teatru Mihai Eminescu. Acolo nu se... Acum, deci, în păcate, mai au câteva și se intră în vacanță. Deci mai sunt câteva spune, da, da, zic, se închide stagiunea. Se închide și stagiunea. O să fie deja în, nu știu, august, decembrie, nu mai știu. Ultimul care l-am făcut a fost Exodul, dacă e cu regizorul Oscar Scorșunovas, care am făcut și asistența de regie și am și jucat în el. Dar na, nu știu cum se programează, că sunt foarte multe spectacole naționale și nu știu care o să fie programarea sau în care sunt eu care joc în ele, nu știu. Te expui pe social media, că e la modă. Da, dar cam leneș. Sunt generația Facebook. Da, ești. Da, recunosc, am numai Facebook, nu am Insta sau altele. Fiul meu mi-a zis să nu mă... ca să nu intru pe Insta, că e el acolo. Da, deci nu sunt foarte activ. Am un cont tot așa pentru lucruri, dar din păcate foarte rar postez. Sau postează colaboratori, cu cine lucrez mai postează anumite chestii, dar recunosc, s-ar putea, barba albă deja sau nu mai știu. Deci cel mai ușor, să înțeleg, cel mai ușor ca și program și ca și tot, ești de găsit la universitate, la facultatea da, da, de... Da, baza este acolo, da. Deci acolo, iarăși, în ultimii ani s-a legat această colaborare care, cum ți-am zis, mă incită teatru independent și am colaborare bună cu Basca. Am mai colaborat și cu Auleu la o producție, acum sunt C4, iarăși cu companie nouă, posibil și vârsta, mă incită chestiile astea, știi? Pentru că sunt noi și au altă energie, știi, de acțiune. De aia cred că tot mă duc și să văd ce se întâmplă pe acolo. Bun, eu îți mulțumesc foarte mult, a fost o discuție foarte plăcută, sper că au... noi actori sau vechi actori ceva de învățat de aici. Invit din nou pe tfs.ro să ne vadă filmele, la Florin Rogojinaru să vadă scurtmetrajele, să se amuze, să se sperie. Le mulțumesc mult de tot, suntem Timișoara Film Society și ne revedem în curând.